Bun găsit, Valeria! Bun găsit, Daniela! Mă bucur să te văd din nou și să putem vorbi despre aceste cărări de viață pe care le-am urmat fiecare dintre noi datorită conceptului metodei ESPERE și a simbolizărilor. Tare, tare mult pentru că ești astăzi aici. Știu că ai un program foarte încărcat și iată, trecem printr-un moment destul de dificil și noi, dar iată că reușim să punem așa câțiva stropi de bine pe cărările vieții, cum spui și tu, și sunt tare bucuroasă să am eu aici ediția mea în română și tu acolo originalul. Deci nu știu dacă se vede, nu am originalul. Pentru că, iată, editura Herald ne-a făcut această bucurie și a tradus una dintre cele mai frumoase cărți ale lui Jacques Salomé. Mărturisesc că este una dintre lucrurile mele preferate și mă bucur că putem să povestim un pic pe marginea ei. Dacă tot ai adus aminte de cartea în original, știu că ea a apărut în 2018. Și mă gândeam că să scoți o carte despre, să scrii o carte despre simbolizare așa într-o lume plină de tehnologie, de gadget-uri, de ecrane, mi s-a părut un curaj. Cum v-ați gândit la o carte despre simbol? Ideea a venit din partea lui Jacques, pentru că de fapt toată metoda ESPERE se bazează pe simbol, simbolizare, demersurile simbolice, deci actele simbolice, cum sunt traduse în titlul cărții, pentru a dezvolta această comunicare relațională care există între oameni. Știm toți, Jacques a spus de atâtea ori, că cuvintele sunt necesare ca să comunicăm, să punem în comun, dar nu sunt totdeauna suficiente. Deci el a venit cu această idee de a utiliza obiecte ca și simbol să arătăm dorințe, proiecte, sentimente, emoții, deci să putem exprima, să arătăm ce este în interiorul nostru cu ajutorul acestor obiecte. Și cartea s-a înfiripat din această idee a lui Jacques să lase o urmă scrisă din munca practică, de fapt este foarte multă practică, simbolizarea, nu o putem transmite liber, pentru că sunt mărturisirile fiecărei persoane care dorește să facă această muncă de dezvoltare de sine, de cunoaștere de sine datorită actelor, simbolurilor, obiectelor, deci vizualizării care aparține metodei ESPERE. Și atunci, din scrierile pe care Jacques le-a pus deoparte de-a lungul anilor, am reușit să așternem pe hârtie această carte. Și sunt de asemenea mândră pentru că am reușit să aduc câteva mărturisiri ale cititorilor din lumea întreagă care au citit poveștile lui Jacques, cum le-au folosit și care au fost rezultatele. Deci în această carte aduc și ceva nou, această interacțiune cu cititorii care au dorit să-mi transmit, deci am primit multe mesaje care m-au ajutat să dau pe aici, pe acolo câteva exemple, căci această carte, de fapt, închide ciclul de cărți, de povești pe care Jacques le-a scris, iar în finalul cărții, așa cum ai observat, sunt 11 povești inedite, scrise de mine, scrise de Jacques. Și această carte, deci, arată cum să folosim poveștile, pentru că poveștile fac parte din demersurile simbolice. E adevărat, este o carte plină de exemple, este o carte practică, este o carte care deschide acest univers foarte diafan, dar foarte conținător și foarte plin.
Și iată că menționai și tu în prefața cărții că este prima ta colaborare cu Jacques Salomé pe un astfel de proiect. Cum a fost să scrieți o carte împreună și ce v-a adus, nu știu, relației dintre voi? Să scriem împreună. Cum a fost în mod practic? A fost, Jacques a venit cu textele lui deja scrise și câteva idei pe care mi le-am împărtășit, iar eu am adus mărturisirile primite de-a lungul anilor de practică, metoda Espere, mărturisirile primite, deci cum am zis, de la cititori și legătura noastră sau cum să zic, asamblajul nostru, cred că s-a făcut la sfârșitul cărții, când am scris, rescris împreună aceste povești și să dăm o analiză cum să interpretăm aceste povești, cum să ne poziționăm. În a doua parte a întrebării tale, ce a adus relații noastre, relații noastre profesionale sau relații noastre de cuplu? Te las să alegi ce tip de relație vrei să aduci în discuție. Da. Deci, ce a adus nou, a adus că Jacques, cum, de când îl cunosc, și m-a stimulat să scriu și să transmit mai departe cunoștințele pe care le-am acumulat de ani de zile și faptul că acest om mi-a dat încredere este pentru mine un cadou deosebit. Deci ceea ce ne-a adus este ce mi-a adus mie, doar pot să vorbesc pentru mine personal. La capătul de relație. Da, la capătul meu al relației, această încredere care sigur îmi lipsea și să mă lansez în cadrul scrierilor, deci să fiu și eu, să am o altă caschetă astăzi, o caschetă de scriitoare. De autor. Ce frumos, ce frumos să fie încă o naștere, cum spune Jacques, pentru că ne naștem de mai multe ori în această viață și iată că am asistat la nașterea ta de data asta ca scriitoare. Ce frumos! Da, și mă bucur că această naștere, renașterea mea, este recunoscută și în România, în țara mea de origine, și pot să transmit prietenilor dragi de acolo care nu cunosc poate încă limba franceză și mă bucur că o pot citi așa cum ei pot să o înțeleagă. Da, mărturisesc că a fost un adevărat proces și pentru mine să mă uit pe această carte ca și redactor de specialitate la rugămintea editurii, aducându-mi aminte de multele întâlniri cu Jacques și cu metoda Espere, dar având în minte ceea ce spunea el, că o carte are doi cititori, cel care o scrie și cel care o citește, acum spune că are trei și cel care o traduce. Da. E important să se facă acest liant între cele două limbi și să găsești cea mai frumoasă expresie sau expresia cea mai apropiată de ceea ce Jacques a creat și el are așa această calitate de a inventa cuvinte și de a crea expresii dificil de tradus și au fost câteva momente care au fost un pic mai dificile, dar până la urmă cred că este o traducere frumoasă și este o lucrare îngrijită și cred că va face mult. Da, o apariție deosebită mi se pare grafic și în pagină. Așteptăm și noi cu nerăbdare să o primim aici. Okay. E pe da, să o putem atinge, Jacques adoră să simtă mirosul hârtiei cărților și să simtă cartea în mâinile lui. Deci așteptăm cu nerăbdare să o primim și noi.
Una dintre conceptele lui Jacques și ale metodei, metode pe care știu că cu aceeași tandrețe cu care stropitorul de tandrețe, vorba poveștii, da, care închide această carte. Și este o poveste foarte frumoasă. Unul dintre concepte este conceptul de îngrijire simbolică și asta mi se pare foarte interesant, că pe lângă îngrijirile cotidiene, îngrijirile medicale, că tot au fost la modă îngrijirile medicale cu povestea asta legată de pandemie. Iată că Jacques vine cu acest concept de îngrijire simbolică prin simbolizare, prin acte simbolice. Haideți să povestim un pic despre asta. Cum adică să ne îngrijim simbolic? Deci să îngrijim să îngrijim relația pe care o avem, deci relația cu noi înșine, să îngrijesc, deci am un proiect de realizat. Deci demersul simbolic se face prin mai multe acțiuni. În primul rând să numesc ceea ce doresc. Da? Am o emoție, deci simbolizez emoția. Am o dorință, simbolizez dorința. Am primit un mesaj care m-a rănit, deci îl simbolizez. Deci, în primul rând, prima acțiune este să numesc efectiv care este munca pe care aș dori să o depun. Da? Deci, o numesc. A doua acțiune este să găsesc obiectul care corespunde ceea ce numesc. Uh-huh. Și, deci, dacă este vorba despre o dorință, să mă îngrijesc de această dorință. Deci, este tot timpul în cadrul relației cu mine însumi. Cum luăm, ne dăm grijă, cum să zic, ne îngrijim pentru igiena noastră corporală, bucală, estetică, deci să ne îngrijim și de relația pe care o creăm în interiorul nostru cu noi înșine. Îngrijire. Deci, dacă am ales acest obiect simbolic pentru a arăta o dorință, deci ce sunt gata să fac pentru ca această dorință să se realizeze, să ia această cărare spre realizarea ei. Și aici intervine această noțiune de îngrijire, pentru că acest obiect îl port cu mine. Uh-huh. Îl duc la cinematograf, îi cumpăr un bilet la cinematograf, îi ofer tandrețe, ascultăm muzică împreună, îl iau cu mine în mașină când merg să fac cumpărături sau în gentuță. Deci această dorință care face parte din mine, uh-huh, este cu mine. Deci, o vizualizez. O îngrijez, o prezint, poate și altora, uite, îți prezint dorința, da, mea. Dorința mea. De a avea un copil sau de a schimba, uh-huh, un loc de muncă. Sau, dar ea caută un loc, un spațiu în relație. Ea devine, nu mai devine, nu este la nivelul unui univers invizibil, ci ea dintr-o dată devine parte dintr-un univers material, concret, prezent. Și în felul, mm-hmm, acesta, Jacques spune și în lucrare, mm-hmm, se activează niște mecanisme, niște surse, niște energii. Niște, mm-hmm, energii care nu vor face decât să ne vindece, dacă vorbim de exemplu despre simbolizarea unei stări de boală, ne vor, mm-hmm, ajuta în procesul de vindecare, sau nu vor face decât să ne ajute, așa cum pomeneai și tu mai devreme, să materializăm, să concretizăm această dorință. Da. Într-adevăr, Daniela, deci actele simbolice fac legătura între trei lumi diferite. Chiar atât de diferite, la antipod, deci la extremă, este realitatea care ne înconjoară, este realul care există în interiorul nostru, în imaginația noastră, în gândirea noastră. Din punctul meu de vedere, văd lucrurile așa, chiar dacă realitatea care mă înconjoară este diferită. Eu le văd așa, iar a treia lume este această lume a energiilor, a spiritualității, o lume cosmică,
Jack o numește chiar memoria umanității. Da? Deci și în această intersecție de trei lumi diferite, actul simbolic poate să degajeze energie, pot să se pot să se întâmple lucruri minunate pe care nu așteptam să se întâmple, pentru că este o interacție, se întâmplă ceva. Există. Cumva se creează acest liant, simbolul devine un liant, o punte, o legătură între cele trei dimensiuni pe care tu le-ai menționat și dintr-o dată efectul este complementar, este un efect concentric. Deci merg cele trei lumi, merg pe aceeași cărare de viață pentru scurt timp. Deci se armonizează, cum spui tu, și fac un mic drum împreună ca noi să descoperim alte mijloace de a merge până la capătul drumului și singur după aceea. Ce este absolut deschide partea inconștientului nostru. Ce este absolut interesant și iarăși este menționat aici și povesteam și despre povești, că noi avem acces la această lume atunci când suntem copii, pentru că toți copiii, toate jocurile, tot ce fac ei, este un registru simbolic, practic, acolo, dar cumva ne îndepărtăm ca adulți și iată că Jacques ne reconciliază și cu această parte a noastră, a copilului care am fost. Știm să facem lucrurile astea, acum doar ne reamintim să lucrăm cu simbolul. Da, puritatea copiilor ne arată că... De altfel, spunem, adevărul iese din gura copiilor. Deci, de unde și metoda esperă, dorința lui Jacques, această metodă speră să fie transmisă în școli de cea mai fragedă vârstă, pentru că copiii știu foarte bine să găsească imediat un obiect și că putem să dăm exemplu, un copil căruia e frică. Putem să-l invităm să ne povestească puțin despre această frică și nu să-i spunem, păi nu trebuie să-ți fie frică, mami și tati sunt aici, sunt alături de tine. Dar copilul acesta poate să exprimă un pic mai mult frica lui și atunci putem să-i spunem, poți să ne arăți cum arată această frică care te locuiește acum, e în tine, în sufletelul tău? Și dacă îi punem la îndemână câteva obiecte, copilul poate să ne arate, deci să simbolizeze această frică și atunci să începem un dialog cu el, tocmai, deci mentalist, schimbăm puțin gândurile, registrele, deci de gândire ale copilului din acest moment, ca să putem afla mai multe de unde vine această frică, ce culoare are, ce se întâmplă în sufletelul lui și ce vrei tu să faci cu această frică. Odată ce ai exprimat, mie mi s-a întâmplat, am avut o fetiță de 8 ani și mi-a ascuns, aveam un dulăpior cu cărți și zice, uite, o ascund aici și nu mai e frică. Și a ascuns-o, da? Deci să lăsăm copiilor să ne arate și să-i ascultăm. Copiii au multe încă să ne transmită nouă adulților. Iată, încă un exemplu de îngrijire simbolică și îngrijire relațională și o modalitate foarte simplă, aparent simplistă, dar nu neapărat simplistă. Nu este simplistă. Vine cu foarte multe conținuturi, dar o modalitate de a ne conecta și de a fi împreună, mai ales acum, în momentele astea de dificile, când cred că trebuie să reînvățăm să fim împreună. Eu tot timpul am spus că pandemia cred că a lovit cel mai mult în relație, pentru că ne-a îndepărtat, ne-a izolat și acum va trebui să reînvățăm, să ne conectăm, să relaționăm, să fim împreună unii cu alții. Da, deci să comunicăm, să punem în comun relațiile noastre. Deci deja relația cu mine, relația cu cei apropiați și mai puțin apropiați.
de unde acest termen de comunicare relațională pe care Jacques Salomé îl folosește în cadrul metodei ESPERE de totdeauna. Deci bazele lui sunt această ecologie relațională, deci de a pune în comun, comunica, a pune în comun ca să construim relații mai frumoase și să schimbăm această lume într-o lume mai frumoasă. Da, așa să fie, și această carte poate să fie un astfel de ghid, poate să fie o resursă pentru sufletul nostru și pentru felul în care ne putem apropia altfel de cei dragi nouă. Sper ca ea să ajungă pe, în mâinile cât mai multor cititori și să fie acolo aproape de ei. Eu îți mulțumesc tare, tare mult pentru că am fost împreună și am putut să povestim despre simboluri, despre cărți, despre viziunea lui Jacques, despre metoda ESPERE. Și mulțumesc, Daniela! Deci doresc cititorilor de acasă să se bucure de fiecare pagină sau citat pe care îl găsesc apropiat situațiilor și îi invit să îndrăznească să aleagă obiecte simbolice în jurul lor și să le pună în practică, să descopere câte minuni sunt pe calea noastră, ca să ne construim, să ne reconstruim. Iar poveștile care sunt în finalul acestei cărți sunt deosebite, arată comportamentul nostru uman. Este o altă sursă de inspirație în plus de toate aceste exemple care predomină cartea. O carte frumoasă. Aici în Franța am primit foarte multe, ca să nu zic omagi, dar mărturisiri de la cititorii care au citit-o, da. Deci sper ca să aduc satisfacție și bucurie și celor de acasă. Eu sunt convinsă că așa va fi. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult și să avem și altfel și următoare momente în care să povestim despre cărțile frumoase lui Jacques. Da, mulțumesc! Deci să spunem binevenit acestei colecții la editura Herald și noi suntem bucuroși pentru ideile, pentru inițiativele pe care le-au luat. Cu mult drag, Daniela, și să ne auzim pe curând. Doamne ajută! Te îmbrățișez și vă îmbrățișez cu drag! Mulțumim!